A existat un plan al providenței divine care are o finalitate și un scop foarte precis. Acest plan, Dumnezeu, prin hotărârile sale, l-a dus la împlinire cu sau fără voia sau colaborarea oamenilor. Liana Goța vă invită în prima ediție a emisiunii Lumea Credinței să ne pregătim de cel mai important moment al unui liturgic, învierea. În momentul în care omul este afundat în apa botezului, moare cu Hristos. Și când este scos din apa botezului, înviază cu Hristos. În perioada primelor veacuri creștine, obiceiul era ca botezul să facă în ajun de Paști. Lumea Credinței, sâmbătă, la TVR3.